Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vom vorbi despre Ucraina. Îmi pun o întrebare de câteva zile. Este posibil un armistițiu de tip corean în Ucraina? În urmă cu câteva luni, Chatham House a emis un raport subliniind consensul cu privire la războiul ruso-ucrainian. Niciun compromis cu Moscova. Trebuie să fie învinsă și pedepsită. Acum, optimismul de război care a măturat mass media occidentală în 2022, pare să fi dispărut. Un număr tot mai mare discută despre perspectivele unei încetări ai focului, atât politicieni cât și militari. Iar Zelenski însuși este sub presiune pentru a începe negocierile cu Rusia. Aceiași experți care au prezis cu îndrăzneală înfrângerea unei Rusii afirmă acum că războiul este într-un impas. Niciuna din părți nu este capabilă să o învingă pe cealaltă. Având în vedere acest lucru, este oare timpul să înghețăm conflictul asemănător cu sfârșitul negociat al războiului din Coreea? Această idee a fost propusă pentru prima dată publicului în mai 2023 într-un articol al publicației Politico. Acum, după eșecul contraofensivei ucrainiene, se discută din nou. Dar, sincer, este realist? Înghețarea războiului din Coreea s-a bazat pe trei factori. Primul a fost impasul militar al războiului de poziție și uzură. De-a lungul paralelei 38, granițele inițiale dintre nord și sud înainte de război. Aici negocierile de încetare a focului au continuat în paralel cu ofensivă militară continuă, în care niciuna din părți nu a făcut câștiguri substanțiale și nici nu a provocat suficiente pierderi cerelante pentru a-și epuiza adversarul. Al doilea factor a fost acordul marilor puteri, China, Statele Unite și URSS. Încheierea războiului este în interesul lor. Fiecare parte putea avea pretenții de salvare a participării sale în această confruntare. China și-a apărat interesele în regiune, în timp ce America a salvat Sudul de sub dominația comunistă. După moartea lui Stalin, noua conducere sovietică nu a mai văzut valoare în a menține America blocată în Coreea. Marile puteri și-au forțat apoi împuterniciții să fie de acord cu negocierile. În mod crucial, atât Coreea de Nord cât și Coreea de Sud au primit garanții de securitate credibile care le-au încurajat să se mențină într-o pace înghețată. În timp ce America a staționat 30.000 de oameni în sud și a ținut puternice active navale și aeriene în apropiere, URSS a furnizat tehnologii militare și consilierii necesari pentru a securiza nordul. A treia problemă era ideologică. Unul dintre obstacolele cheie în cadrul negocierilor a fost schimbul de prizonieri de război. Coreea de Nord și China au fost neclintite ca prizonierii lor să fie repatriați, în timp ce mulți din Coreea de Sud și America au cerut să fie liberați și să li se permită să aleagă între a se întoarce sau a dezerta. Cu mecartismul în ascensiune în America, clauza de schimb de prizonieri a căpătat o semnificație suplimentară în politica internă a SUA. Rezistența bipartizană la repatrierea forțată a întârziat progresul negocierilor în timp cam cu vreo 18 luni. Alegerea președintelui Eisenhower pe mandatul unei înțelegeri negociate a mutat America mai aproape de acord și a îndepărtat-o de moralismul anticomunism, o condiție prealabilă cheie pentru a ajunge la un acord asupra prizonierilor și pentru a asigura pacea înghețată. De ce războiul din Ucraina nu poate fi încă înghețat? Aceste trei precondiții nu se aplică în prezent războiului din Ucraina. Impasul războiului. În primul rând, este o eroare să caracterizez războiul ca un impas bazat doar pe observația că un teritoriu mic își schimbă proprietarul. Într-un război de uzură, scopul este de a epuiza inamicul și de a-l forța să accepte condițiile. Teritoriul câștigat este departe de principalul indicator al succesului. Performanța militară poate fi măsurată și în cantitatea de oameni și materiale distruse. În acest sens, Ucraina tocmai a renunțat la o ofensivă nereușită, care a cauzat pierderi mari
de militari și de echipamente. Forța militară ucraineană se epuizează, iar Zelenski ia în considerare o nouă mobilizare, care cu siguranță ar încorda capacitatea economică și moralul țării. Civilii ucrainieni se confruntă cu o iarnă aspră, care deja a început la ei, în timp ce Rusia va ținti din nou sistemul energetic al ucrainienilor. În plus, susținătorii occidentali ai Ucrainei se luptă să țină pasul cu proviziile obișnuite de muniții, precum și cu alte articole, cum ar fi dronele și vehiculele blindate. Sprijinul SUA va fi probabil perturbat din cauza prăbușirii sprijinului bipartizan pentru finanțare și a noilor cereri din Orientul Mijlociu. În timp, producția militară rusă în artilerie și drone, pâinea și untul acestui război, este nu numai suficientă și completată de achiziții de drone iraniene și obuze nordcoreene. Pierderile rusești, deseori exagerate, sunt de cel puțin 35.000 de oameni, de militari, potrivit Mediazona, care au urmărit numărul pe baza datelor open source. Noile campanii de recrutare au adus aproximativ 335.000 de voluntari în armata rusă din ianuarie 2023, reducând nevoia unei a doua mobilizări, în timp ce armata rusă urmează să ajungă la 750.000 de militari. Economia rusă crește cu puține semne de nemulțumire ale elitei sau în masă în interiorul țării. Actuala sa operațiune din Avdiivka amintește de bătălia de la Bahmut, o victorie rusă care a primit puțină atenție în Occident, dar care servește ca model al abordărilor lor lente, măcinate, dar de succes, a războiului de uzură. Poza de mai sus nu este departe de a fi un impas. De fapt, un nou nivel de intervenție NATO ar putea fi necesar în curând pentru a asigura blocarea rușilor și a preveni înfrângerea Ucrainei. Acum oricine poate ghici cât de mult poate rezista Ucraina și ce acțiune ar putea lua NATO pentru a o ajuta. Având în vedere această dinamică, Rusia nu are absolut niciun stimulent să accepte o încetare a focului, care nu ar face decât să submineze întreaga strategie militară a lor și să le ofere ucrainienilor timp să se regrupeze și să se pregătească pentru ca să lupte la o dată viitoare. O altă precondiție lipsă este acordul marilor puteri. Ucraina nu se mai luptă cu un proxy al Rusiei, așa cum a făcut-o în 2014 și 2022, ci se confruntă direct cu Rusia. Nu este clar dacă China poate determina Rusia să se împace sau chiar este în interesul ei să facă acest lucru. Alianța Rusiei cu China nu seamănă cu dependența Coreei de Nord de URSS. Moscova are mai mult spațiu pentru acțiune independentă. Occidentul poate presa Ucraina să negocieze, dar Kievul va rezista probabil. Absența soldaților occidentali în prima linie este o diferență majoră față de Coreea de Sud și complică orice încercare de a răsuci la spate brațul Kievului pentru a trece la negocieri. Astfel, Rusia pare pregătită să lupte ani de zile până când va avea o linie directă cu Washingtonul sau va ajunge la prăbușirea statului ucrainian. Un alt punct de conflict este dacă Occidentul poate oferi Ucrainei o garanție de securitate pentru Rusia. Pe de o parte, Moscova s-a opus cu vehemență aderării Ucrainei la NATO, iar scopul său central de război este demilitarizarea țării, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să staționeze trupe NATO sau arme grele în țară. Pe de altă parte, Moscova e pregătită să accepte neutralitatea Ucrainei combinată cu garanții de securitate în stil NATO făcute în negocierile din martie 2022. În orice caz, Rusia nu va fi niciodată de acord cu planul de pace în 10 puncte al Kievului. Va aștepta ca Washingtonul să determine Ucraina, să adopte o poziție diferită, care acceptă o anumită formă de demilitarizare și neutralitate, un rezultat pe care administrația Biden îl poate amâna până după alegerile prezidențiale. A treia condiție prealabilă, reducerea ideologiei, pentru a face o înțelegere să aibă loc, de asemenea, pare incertă. Aici, cel mai evident domeniu de fervoare ideologică
este cererea ca liderii ruși să fie judecați pentru crime de război și, cel mai important, ceea ce trebuie făcut cu bunurile rusești confiscate, despre care se spune că se ridică la aproximativ 300 de miliarde de dolari. Există șanse mari ca, chiar dacă încep negocierile, să existe o cerere morală puternică de a păstra acești bani pentru reconstrucția Ucrainei, mai degrabă decât să-i returneze unui stat terorist. Rămâne de văzut dacă această problemă va fi un obstacol la fel de puternic în calea negocierilor, precum au fost schimburile de prizonieri în cazul corean. Alegerile prezidențiale din America ar putea fi factorul decisiv, deoarece Partidul Democrat este mult mai probabil să ia o poziție ideologică în aceste puncte. Ce urmează? Având în vedere lipsa condițiilor prealabile pentru o pace înghețată și negocierile care nu au început nici măcar, este probabil un nou ciclu de escaladare militară. Pentru Ucraina asta înseamnă livrarea de resurse aeriene și o altă mobilizare disperată. Pentru Rusia aceasta ar putea însemna contramobilizare sau pur și simplu finalizarea expansiunii militare planificate prin mijloace Snarnar până la sfârșitul anului 2024. Generalul Valeri Zaluzhny a recunoscut că cu cât războiul durează mai mult, cu atât este mai bine pentru Rusia. Putin este pragmatic, dar nu își va trăda interesele fundamentale atunci când dinamica militară va fi în favoarea Rusiei. Și există puține motive să ne așteptăm ca cineva din sistemul politic rus să susțină o poziție radical diferită. Orice reglementare din Ucraina care se încheie cu ea integrată și în armată de NATO este cu totul inacceptabilă pentru statul și armata rusă, precum și pentru zecile de milioane care susțin cu fermitate războiul. Vă mă refer la cei din interiorul Rusiei. Trebuie să ne ferim de comentarii leneșe și de complezențe despre înghețarea conflictului. Războiul nu este în impas și sunt probabil noi escalade. Lecția războiului corean sugerează că începerea discuțiilor este benefică, chiar dacă există puține probabilități de un acord în termeni imediați. Abordarea luptă și negociere a durat 2 ani pentru a îngheța conflictul din Coreea. Acest proces de pace trebuie inițiat pentru a clarifica punctele dificile și a detalia modul în care obiectivele fiecarei părți pot fi adaptate. O încetare a focului fragilă și defectuoasă, mai ales una precum Coreea, care a menținut timp de 70 de ani, este de preferat destabilizării sporite a Europei de Est și distrugerii și morții în continuare în Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenție!